Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru octombrie. Ce veți trăi în octombrie unii dintre voi, dintre noi, evident, poate să mesajul să deja să se manifeste din septembrie, poate se va manifesta și în noiembrie, dar în mod special ne concentrăm pe octombrie. Aveți de ales între 1, 2 și 3, da? Vă puneți pauză și vă alegeți. Eu pun de o parte cărțile și îmi continui misiunea. Îmi continui etalarea. Încep cu numărul 1. Cei care ați ales numărul 1, setul de cărți s-a oprit la magicianul. Magicianul care plânge, interesant. Pe de o parte, poate există cineva cu marcaj. Mai ce cărți. Unii dintre voi v-ați întâlnit cu cineva. Cu cineva care avea tendința să fie în general defensiv, sau să nu se implice foarte mult în anumite relații. Poate că avea tendința să primească mai mult decât să dea. Poate că acest personaj, într-un fel sau altul, pentru unii, să fie flacăra voastră geamănă care trebuie să treacă printr-o transformare. Însă, întâlnirea cu voi a adus multă bucurie acestui personaj și, deși avea o atitudine defensivă, dragostea voastră, așa, super, dragostea voastră super emoțională, să zic, da, care, ca de vis, ca de poveste, are capacitatea să vindece și să aducă o stare de euforie pe care nu, oamenii o simt în general în preajma voastră și acest personaj a simțit-o în preajma voastră. Poate că unii dintre voi v-ați întâlnit la locul de muncă al unuia dintre voi sau, dacă nu e la locul de muncă, într-un fel sau altul ați fost puși într-un triunghi, da? Nu neapărat trio amoros, poate să mai fie ca voi să aveți o relație, ei să aibă o relație, sau al treilea element să fie jobul, unul să muncească foarte mult, cum e în aceste de cărți, da? Și să nu aibă exercițiu concentrării pe relații și din cauza că nu are acest exercițiu, concentrându-se pe muncă foarte mult, produce dezamăgiri în cuplu, chiar dacă sunt cupluri de prietenie sau de colaborare, de altfel de colaborare decât de job, posibil să aibă această tendință să producă suferință. Oricum, suferința dintre voi a existat, posibil că mai există, dar unul dintre voi are puterea, a avut puterea să pună capăt într-un fel sau altul, poate nu total, pentru că n-am văzut moartea, dar văd un 10 de spade, dorința de a încheia un ciclu în care vă simțiți tot timpul răniți, care vă aduce multă dezamăgire și multe lacrimi. Posibil și acest personaj, în momentul în care pune capăt, să înceapă să simtă că este dor, că a pierdut o ocazie și să vrea să manifeste o nouă etapă în povestea voastră. Este magicianul. Poate că există cineva cu marcaj puternic în semnul geminilor sau în orice alt semn de aer, vărsător, balanță, că am văzut și balanță, iar cineva cu marcaj puternic în semn de apă și din cauza acestor diferențe de exprimare, aș spune, între unul și celălalt, se produc dezamăgirile și rănile. Însă, există o lecție de învățat a fiecăruia. Cel care e obișnuit să dea din prea plinul cupei sale, să dea mai puțin, ca să nu ajungă să fie dezamăgit, și cel care nu prea e obișnuit să ofere, să învețe să ofere, să se implice, care toate instrumentele la îndemână și să învețe eventual să creadă că poate să manifeste oricând o împăcare, o refacere, o reconstrucție, ceea ce de fapt a simțit cândva și acum din cauza acestei o separare sau o hotărâre a cuiva de a nu mai manifesta dezamăgiri. Și cred că cel care are tendința, repet, să ofere mai mult decât primește,
s-a hotărât prin această lecție, prin această întâlnire, să pună punct într-un ciclu în care tot timpul a oferit și tot timpul a rămas cu ochii în ceață, cu inima în lanțuri și zgâriată și rănită și suferindă, da? Și în momentul în care cel emoțional, euforic sau sentimental, romantic hotărăște că nu mai vrea să fie dezamăgit, nu mai vrea să plângă, da? Să manifeste ceva nou și celălalt își dorește, vom vedea și altfel cărțile cum se așează, și celălalt își dorește să manifeste, de ca și când ați învățat, mai ales dacă sunteți flăcări gemene, de ca și când, sau suflete gemene, neapărat flăcări, ați învățat în oglindă. Da? Ca și când ați trece prin lecții similare. Hai să mai vedem, ia uite, 6 de băte, dorința de a cuceri. De a începe ceva și de a cuceri. Ce? Vom vedea. Ia să vedem. Ia uite. Împăratul vrea să cucerească dorința de a recuceri eventual pe cel care s-a retras din joc. Joc, vorba bine. Da, știți că dragostea uneori e jucăușă, dar joaca asta mai se lasă și cu vânătăi și cu lacrimi. Da, uitați-vă și la copii, da, până la urmă. Hai să vedem. Mesaj general pentru numărul 1. Mesaj general pentru numărul 1. Options, ia uite, balanță pentru unii. Aveți opțiuni, dragii mei. Dacă acest personaj v-a făcut să suferiți, căutați în altă parte, neapărat în brațele altcuiva. Căutați-vă să vă umpleți sufletul sau să vă alinați sufletul cu altceva care vă aduce bucurie, cu muzică, poezie, sau să vă implicați într-o carieră, să vă implicați într-un studiu, să studiați ceva. O, da, ce frumos! Dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, să știți că pentru unii, și aș vrea să-mi confirmați, separarea aceasta temporară, sau rămâne de văzut dacă e temporară sau știu pe ce perioadă este această separare sau hotărâre de a nu mai manifesta dezamăgiri, vă dă șansa să vă echilibrați și să alegeți, opțiunea este o alegere, da? Să alegeți, să studiați ceva ce ar fi trebuit să studiați de mult, da? Nu că, na, iau, te vorbiți cu îngerii, aveți un proiect în care trebuie să vă implicați cu energie maximă. Și dacă s-au mai rărit întâlnirile sau convorbirile cu acel personaj care avea tendința să ofere mai puțin decât primea, atunci concentrați-vă pe studiu central. Hai să vedem. Ia uite, cavalerul de băte vine, pleacă, dar prinde pasiune. Hai să vedem. Regina de spade, iar semnul de aer. Nu neapărat semn de aer, nu vreau să... Un personaj rațional. Că nu vreau să fiu greșit înțeleasă, că poate uneori când m-am exprimat așa, lumea a avut impresia că am ceva cu semnele de aer. Nu, și tatăl meu era semn de aer și apreciez foarte mult semnele de aer. Dar provocarea este rațiunea contra pasiunii sau versus, neapărat contra. Aici, evident că acest mesaj, deși este pentru voi, poate să fie și pentru persoana despre care am vorbit. Persoana respectivă trebuie să învețe să intre în echilibru când primește să-și ofere, da? Și apoi să-și echilibreze mintea cu dorința inimii și nu doar dorința inimii și dorințele fizice pentru unii dintre voi. În fine, vedem, ia uite, 9 de spade la capătul setului, la capătul la rând, 10 de cupe, nu e la capăt, vreau să zic la rădăcina, 7 de spade, rădăcina crucii celtice. În prezență aveți, ia uite, 6 de spade, detașați-vă un pic emoțional pentru că aveți de făcut alte lucruri. Judecata, judecați bine ce vreți să renașteți, dacă vreți să vă împăcați, vedem. Exterior, regina de bâte. Deci vă este teamă de soare. Ce vă doriți? 3 de bâte, iar. Ia să pun cărțile în așa fel încât să le văd mai bine. Stă așa pe trandafir sau nu stă? Și
La capătul setului de cărți aveți 6 de spade, împăratul. Ia uite, se vede și magicianul. Magicianul 2 de bâte. Da, acest personaj a luat o hotărâre. A înțeles că trebuie să aleagă. Și este destul de decis, cumpăratul și 6 de bâte se transformă dintr-un vorbăreț, jucă uș eventual, un om care a înțeles, da? Ce are de manifestat, ce are de plănuit, ce are de ales. Pentru că a înțeles că este dor și că a pierdut o ocazie și pentru asta trebuie să se implice practic valetul de bâte. Dar implicarea asta practică are, de fapt, un alt plan, de a vă recuceri, se pare, așa îmi arată cărțile, așa le văd eu. La capăt, la rădăcina acestei cruci, griji multe, posibil, pentru unii dintre voi. Dacă aveți de-a face cu un semn de aer, posibil, semnul acesta de aer simte multă pasiune pentru voi, dar și voi simțiți pentru ei. Și nu doar pasiune, dar și emoții. Însă, acest fenomen, apă-foc, într-o minte rațională ca a personajului despre care vorbesc, pe care îl cunoașteți în principiu și nu neapărat semn de aer, dar cu marcaj puternic sau cu o educație rațională, da, a adus multe griji în viața acestuia. Dar, cum să spun, grijile acestea sunt pe de-o parte și datorită stilului lor de a gândi și de a acționa, dar, în plus, în loc să primească această bucurie, această stare pe care ați experimentat-o amândoi, că e trecutul apropiat, acest personaj a preferat să fie mai detașat, mai rațional. Adică, în virtutea obiceiului său, a inerției, nu s-a deschis suficient către această dragoste, către acest ideal, către această bucurie, pasiune, da? Are tendința să se ascundă, să fugă de emoții. În prezent și voi ați ales să vă detașați, tocmai pentru că ceva e o problemuță aici. E o problemuță. Sfatul este să judecați bine, să vă concentrați eventual pe renașterea voastră, că aveți ceva de studiat, aveți ceva profund de făcut, o lucrare profundă, da? Vorbiți cu îngeri, interesant, da? Ia uite, iar școală, consiliere, da? Cu sufletul vostru, poate că i-ați consiliat într-un fel sau altul, un mesaj în plus, dar voi mai aveți de consiliat eventual și pe alte persoane sau de susținut alte persoane care sunt deschise să asculte ce impact aveți voi asupra lor. Acum am zis, vorbiți cu îngerii, da? Vorbiți cu îngerii, judecata, acesta este sfatul. Acesta este sfatul. Și în momentul în care primiți un răspuns în ghidaj, scrieți-l sau studiați ceva ce vă va ajuta în misiunea voastră pământeană. Deci, sfatul este judecata. Dacă vine cineva să se împace cu voi, până acum cartea, judecata înseamnă un yes, da? Un da. Aș vrea la clarificări să văd ce ar putea să însemne acest da, în ce context. Dar dacă cineva încearcă să dreagă o situație, acordați un da, dar nu știu de ce în echilibru, așa simt nevoia să spun. Exterior aveți regina de bâte. Pentru unii, posibil să aveți de-a face cu două personaje. Unul un pic mai tânăr decât celălalt, neapărat bărbat-femeie, pentru că sunt energii. Unul e un pic mai pasiv, cel care este reprezentat de regina de spade, acest personaj mental, completez mesajul, acest personaj mental, care oricum și el a simțit pasiune și emoție, se manifestă în energia sa feminină. Este mai degrabă pasiv, am zis că preferă să primească și mai puțin să ofere, adică mai puțin acționează în relații.
Acum am spus, am simțit, pentru că așa am simțit cărțile, așa s-au așezat, ca și mesaj în plus pentru octombrie, poate vine altcineva pe lângă acest personaj. Cineva își dorește să vă cucerească, Regina de Vâte cucerește. E seducătoare, este creativă, este plină de imaginație și Cavalerul de Vâte la fel, se potrivesc foarte bine. Posibil să fie cineva mai tânăr decât acest personaj. Acum, mai aveți în poziția fricilor soarele. Poate că vă este teamă unora dintre voi că nu vă veți găsi fericirea, bărbatul divin, doamnelor, că nu. O să clarific. Poate vă e teamă de cineva cu marcaj în zodia leului. Pot să fie diferite persoane în viața voastră. Nu este obligatoriu în această cruce celtică să vorbesc despre o singură persoană, da? Și voi vedeți că sunt mai multe. Ar putea să fie două, ar putea să fie trei, da? O să și clarificăm. Ce vă doriți? Trei de băte. În această detașare mentală de un trecut, de nouă de spade, de, eu știu, dezamăgirile despre care am vorbit la început, vă doriți să plecați undeva, să plănuiți o plecare, să vă găsiți o nouă casă, eventual interesant, cum vine mesajul, să vă găsiți o nouă casă, da? În care să fiți fericiți, de aia vă este teamă că nu o să vă găsiți această fericire, unii aveți nevoie, unii conștientizați că atrageți oameni care vă dezamăgesc din cauza că stați într-un mediu toxic, într-un loc. Casă, adresă, cartier, familie, este un loc toxic. Și conștientizând acest lucru, vă doriți să vă schimbați locația eventual sau să călătoriți. Ce vă doriți? Da, să călătoriți. Sau așteptați pe cineva la drum, posibil pentru unii dintre voi să așteptați acest personaj dacă are drumul de făcut, să-i așteptați să vină în viața voastră. Însă, hai să vedem ce apare totuși, ce reușiți să faceți în octombrie. Ia uite, 8 de cupe. O altă detașare. 8 de cupe ca să mergeți către Cavalerul de Cupe. Interesant. Mai. 8 de cupe, urmat de Cavalerul de Cupe și apoi un Valet de Cupe, iar de la 8 se ajunge la 10. Dacă v-ați detașat un pic mental și emoțional de personajul care nu s-a implicat, am senzația că acest personaj încearcă să vă recucerească, doamnelor, mai ales dacă sunteți singure, 9 de monede. Da? Încearcă să vină să-și exprime emoțiile, să-și ceară eventual scuze într-o formă sau alta. Încearcă o strategie, da? 7 de spade e o strategie de recucerire. Da. După o perioadă de tăcere sau de. Nu neapărat răcire, deși e totuși o răcire a relației. Vorbiți mai puțin decât înainte, da? Când erați super fericiți că vă întâlniți, că vă simțiți. Ceva s-a întâmplat. Dar aș vrea să și clarific. Hai să clarific cu aceleași cărți, da? În principiu sunt așa, Cavalerul de Cupe. 8 merge către 9 și asta este bine. Pe de-o parte, voi detașându-vă, dovediți că vă respectați, da? Că judecați, că ascultați intuiția, că știți că aveți o misiune mai mare decât o simplă poveste dezamăgitoare. Și mergând de la 8 către, iar transformare, către 9, creștere spirituală, emoțională, vă atrageți mai devreme sau mai târziu, da? Acest soare de care deocamdată vă este teamă că nu-l puteți manifesta. Această fericire, trezire spirituală, sănătate, bucurie, da? Și pe de altă parte, am zis, în momentul în care plecați, parcă așa și simt, parcă vine acest cavaler după voi. Stai, 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 nu pleca, nu pleca. Da, într-adevăr, are un fel de a fi mai isteț, să zicem. Dar hai să și clarificăm, da? Clarificăm, te rog frumos, numărul pentru numărul 1. Cavalerul de bâte, central. Este și pasiunea voastră de a explora, de a simți. Ia uite, eremitul.
Interesant. Iar o poziție cald-rece, cald-rece. Da, vă însingurați într-o poveste pasională. Sau îi lăsați pe ei să caute adevărul, să caute lumina, dacă voi deja îl știți. Dacă voi vă știți într-o anumită poziție, aveți creștere spirituală în care ați investit în ultimii ani, să zic, vă retrageți elegant, vă detașați un pic, mergeți către soare, chiar dacă aveți așa oarecare teamă că nu-l găsiți, totuși îl căutați, da? Da, din cauza că v-ați simțit păcăliți, v-ați simțit păcăliți, cineva v-a dezamăgit, ați vorbit mult și sau, da, nu s-a ajuns la nimic concret. Și totuși, în această însingurare a voastră, a lor, este nevoie de o replănuire. Ce faceți? Cine alege? Dacă cineva mai are o altă relație, trebuie să se hotărească cu cine merge, da? Regina de spade. Provocare. Aici să fiți raționali. Aici este că, pe de-o parte, am zis, chiar dacă îi însingurați pe ei, detașându-vă mental, pe de altă parte, și voi vă însingurați și, cu alte cuvinte, trebuie să fiți mai analitici, mai raționali, chiar dacă simțiți multe pentru ei. Ia uite, e un diavol, e o situație toxică. Regina de spade. Clarificăm, te rog frumos, regina de spade. Nu prea vrem. Hai. Hai, regina. Hai. Dă-ne detalii despre tine, regina de spade. Clarifică-ne, te rog frumos, regina de spade. Hai. Mai, mai. Am zis, are o strategie. Special acest personaj. Păstrez doar luna. Da, păstrez doar luna. Am mai picat încă două. Vă și Marea Preoteasă și nouă de bâte. Încearcă să... Acest personaj încă nu știe să-și folosească intuiția, încearcă să se deblocheze, dar încă mai are ceva de lucru. Pe de altă parte, și luna, am zis că am păstrat-o ca și clarificare, are emoții, într-adevăr, dar nu le arată, le analizează prea mult, nu înțelege ce se întâmplă în această poveste. Iar voi, dacă simțiți vreo confuzie, repet, și din punctul vostru de vedere, fiți un pic mai raționali. Cei care sunt hiperanalitici, aici este problema lor, acum vorbim și din perspectiva voastră și voi dacă vă simțiți că lucrurile au acolo un grad de mister, de confuzie mai bine zis, de frică, simțiți frica cuiva în această relație, încercați să o analizați și să fiți mai rațional, să alegeți cu mintea. Dacă cineva nu se implică, înseamnă că e o problemuță, am zis. Vă vedeți de studiul vostru, de opțiunile voastre. Ia uite, roata norocului, da? Este, într-adevăr. E și un fir de păr. Ia uite ce frumos. Este steaua, șase de cupe, roata norocului. Acest personaj simte că e o relație foarte profundă între voi doi. Simte că sunteți parte din destinul lor. Ia uite, vor să vină. Interesant, să schimbe energia, să vină spre voi. Faetonul, da. Interesant. Acum, pe de altă parte, și voi, dacă e vorba doar de voi, și voi vreți să schimbați energia și să vă concentrați pe creșterea voastră spirituală. Cum am zis mai devreme. Studiul este reprezentat de eremit, studiul acesta, da? Puteți în această poveste să faceți o lucrare, să faceți o poezie, să scrieți o carte, un articol, adică folosiți ca și sursă de inspirație, eventual. Am dat un exemplu, nu trebuie acesta să fie unicul. 10 de cupe, te rog frumos. 10 de cupe. 10 de cupe. În trecutul apropiat. 10 de cupe pentru numărul 1. Ia, să așa. Nu așa. De trei ori.
pe valetul de cupe, da? 10 și cu 1 deja e foarte mult. Cineva are această tendință să comunice emoțional, să fie deschis, să fie optimist și le aduce multă bucurie în jur prin acest fel de a fi. Dar chiar dacă oamenii aceștia raționali și reci prin educație, nu e vina lor că sunt așa, nu sunt obișnuiți cu asemenea abordare și se comportă altfel decât voi ați vrea și sunteți voi obișnuiți, înțelegeți? Nu înseamnă că nu pot la un moment dat să devină și ei așa. Dacă aveți răbdare, s-ar putea să vedeți dacă pot sau nu pot. Oricum, dacă e o confuzie, o frică de emoții, analizați-o bine și eventual puteți să și exprimați. Vedeți cum simțiți. Clarificăm 6 de spade în prezent. Am senzația, iar cu valetul de cupe și 10 de cupe, că unul dintre voi are o familie și are și copii și din cauza asta nu se poate implica. Pe de altă parte, unul este foarte idealist și celălalt este un pic cam imatur. Ia uite, sunteți cam supărați că nu s-a manifestat. Din cupele astea nu s-a manifestat ce ați fi estimat voi. Pe de altă parte, dacă unul dintre voi are de făcut drumuri, celălalt rămâne așteptând și plângând și sperând și... În prezent sunt niște lacrimi. E o oportunitate, am zis, pierdută, dar încercați să vă detașați pentru că trebuie să vă transformați. Da? Ia uite, trebuie să vă transformați. Dacă a fost un trio, întâlnirea de destin s-a produs, efectul este transformarea și a voastră și a lor, a ambilor, da? Întâlnirea de destin s-a produs. Că sunteți în relație, că nu sunteți în relație cu altcineva, știm, nu putem judeca, destinul, universul are alte planuri decât cele pe care ni le facem noi, întâlnirea de destin s-a produs, urmează acum transformarea și a voastră și a lor în această poveste. Aceea profundă. Judecata, te rog frumos, clarifică-mi. Posibil că dacă sunteți semne de aer, apă, unul e un pic cam, încearcă, cel mental încearcă să se detașeze, care exercițiul acesta, celălalt, mai emoțional, mai plânge. Intră așa într-un impas, de aici, soarele în poziția fricilor. Că au venit norii pe cer și că nu va mai găsi soarele. E un impas peste care va trebui să treacă. Care este mai emoțional în această poveste, da? Temperanța, trebuie să vă vindecați. Judecata, te rog frumos, ca și sfat pentru numărul 1. Judecata. Deci acesta este prezentul. Aceasta e provocarea și aici este în suflet ce eremitul și cu cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte trebuie să devină mai înțelept. Iar cel care are tendința să se joace cu viața, trebuie să devină mai înțelept. O dată, de două ori și de trei ori. Okay. Iau asul de cupe, ce frumos! Ai. Sfatul este să vă vindecați. Sfatul este să acceptați această cupă sau, am zis, dacă cineva vrea să se împace, acceptați împăcarea, dar nu permiteți să continuați în stilul ăsta. Va trebui să provocați creșterea spirituală a celuilalt sau a celui, ora voastră, ora a celui care încă nu este acolo, în poziția în care ar trebui să fie. Valetul de bâte, da? Se dorește și exprimarea pasiunii, a emoțiilor, dar, pe de altă parte, judecata înseamnă să judecați cum vă manifestați dragostea, emoțiile, cum vă vindecați, da? Ca și alt mesaj. Clarificăm regina de bâte.
regina de vâte exterior. Tatăl, de două ori, de trei ori. Faetonul. Cineva vrea să vină să vă cucerească. Clar. Racleu. Poate la cuspid, dar racleu. Da? Cineva dezamăgit. Vrea să... Da. Vrea să deschid o nouă lume, să manifest o nouă lume în care relațiile sunt în voie bună, nu în dezamăgire. Pentru că s-a luptat prea mult în cuplu. Da? S-a simțit manipulat. În fine. Cineva vrea să vă cucerească, domnilor și doamnelor. Clarificăm soarele. De ce în poziția fricilor soarele? O dată. De două ori. Și de trei ori. Ia uite, 10. Aici este. Vă e teamă că nu vă puteți detașa și nu o să vă vindecați. Dar e doar o teamă. Dacă depășiți teama, aici este. Judecați, exact opusul, da? Sau oarecum similare. Judecați. Și judecate e o renaștere, da? Și soarele și asul de cupe înseamnă și vindecare și dragoste față de voi înșivă, da? Și fericirea care vine și în cuplu, da? Ia uite, asul de bătevă este teamă. Unii ați avut de-a face cu o balanță, poate. Au fost niște discuții și... Ceva s-a întâmplat în această poveste emoțională și pasională, da? Dar am discutat ce s-a întâmplat. Clarificăm 7 de spade în viitor. Ce e acest 7 de spade? O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, valetul de bâte. Acest personaj încearcă o strategie, cum să vină să-și exprime, da, pasiunea. Ia uite, își face planuri. Pentru că este dor. Pentru că voia să vă cu fericiți. Sunteți visul lor. Pentru că încercați să puneți capăt, da? Moartea, chiar ați încercat să puneți capăt aceste relații, nu doar să vă detașați unii dintre voi și se produce transformarea. Măi, deci eu chiar am fost fericit cu acest personaj. Și acum mi-este dor. Da, au fost lacrimi în ambele părți, da? Și se dorește o plănuire, da? Manifestarea unei noi lumi, da? Poate comentați pe Facebook, pe, eu știu, WhatsApp, pe mesaje. E o comunicare online, în mod special. Mai dăm o carte pentru acest vale de bâte. Hai să vedem dacă este matur sau începe să se maturizeze, pentru că aici este problema acestui cavaler de bâte. Trebuie să se maturizeze. Pentru că fuge, are tendința să fugă de emoții. Dată. De două ori, de trei ori. Nu mi-arată cât se maturizează, o să descoperim în timp amândoi, adică eu și cu tine, ascultătorile, când vă face și despre zodii și despre ascendent, lună, ce-o mai fi, și alte etalări la alegere, da? Deocamdată am zis plănuiește și cred că este acesta care este și în suflet, și în influență exterioară. Ia uite, domnule, dar câtă pasiune, nu e? Deci, da, aici este adevărul pe care îl capătă acest personaj. Poate e căsătorit, aveți grijă dacă e căsătorit. Dacă e căsătorit, da, cu magicianul și patru de bâte, are tendința să mai pășească pe lângă căsătorie. Dar pasiune mare este... Pasiune mare este. Și când e pasiune în afara căsătoriei, înseamnă că e o problemă în căsătorie. Asta ca să se înțeleagă. Când e o pasiune mare în afara căsătoriei, e o problemă în căsătorie. Clarificăm 3 de bâte. Nu întâmplător au venit tot bâte în poziția dorinților, într-un fel sau altul. Și voi doriți în continuare, chiar dacă e acest prezent un pic norat. O dată, de două ori, de trei ori. Da, sunteți obsedați și voi. Știți că ei sunt toxici și totuși sperați că ce? Ia uite.
sperați la acest personaj cu marcaj puternic în gemeni. Poate și căsătorit cu regele de monede, gemeni, da. Care ar trebui să aleagă. Wow! Deci regina de cupe, trei de cupe, împărăteasa este de partea celor trei cupe. Aici este, deci, și ei vă consideră perechea lor divină. Nu întâmplător simt atâtea pentru voi, chiar dacă ei sunt în cuplu. Chiar dacă ei au o relație toxică, pentru că de asta sunt toxici, pentru că au o relație toxică acasă, da? Un contract în care se simt legat și uite așa reapare pasiunea, dar într-o altă zonă. Out of box. Și aici este provocarea erei vărsătorului, să gândim un pic în afara cutiei. Nu promovez să vă înșelați partenerii, dar când se întâmplă să simțiți voi pasiune către altcineva, înseamnă că e o problemă de parteneria, da? Acum, trecând peste, și nici nu mă interesează comentariile celor care vor să stea în lanțuri, este alegerea lor. Pe de-o parte și voi aveți așa o obsesie. Mai dăm o carte pentru acest diavolaș. Ia uite, aici este moartea. Moartea, dar moartea ce ar putea să mai... Ia uite, și îndrăgostiții, mai să fie îndrăgostiții. Da, e o dragoste, o atracție foarte mare. O atracție foarte mare. Mai dăm o carte să vedem ce e după această transformare. Unul dintre voi are marcaj puternic în scorpion și are capacitatea să se transforme personal, dar să-i transforme și pe cei cu care intră într-o comunicare, să nu zic relație musai. Am văzut marele preot. Asta înseamnă căsătorie pentru unii. Odată, de două ori, de trei ori. Iar am făcut o etalare lungă, să vedem cum să le fac și pe celelalte. Iau de șapte de cupe. Dacă încheiați, aici este, e o situație la un drum pentru unii dintre voi. Dacă încheiați, totuși încercați, da? Judecați că e mai bine să vă concentrați pe dragoste față de voi, da? Încă visați și voi, încercați să vedeți opțiunile, cum am zis mai devreme, cu șapte de cupe, încercați să vă vedeți voi opțiunile pe care le aveți. Totuși, se intră într-o transformare, se intră, ce să mai clar, da? Încercați să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă spirituală cu marele, cu temperanța și spânzuratul. Trebuie să vă vindecați. Și vindecarea voastră aduce transformarea celuilalt, obligatoriu. Clarificăm, te rog frumos, aici, detașarea voastră, 8 de cupe, o dată, de două ori, de trei ori. Aha, aia, mergeți către, ce frumos arată, către vindecarea voastră. Deci asul de cupe înseamnă să judecați, să vă vindecați, da? Pentru că ați plâns, uite, regina de cupe, v-a adus lacrimi, v-a adus dezamăgire, e un roata norocului, întâlnire de destin, un suflet pereche, într-adevăr, care vă simte, dar dacă vă simte și nu înțelege și atât analizează emoțiile, unde se ajunge? Cavalerul de cupe, te rog, o dată, de două ori și de trei ori. Cavalerul de cupe, șase de cupe. Cineva o să încerce o împăcare la un moment dat. La un moment dat, cavalerul de cupe vine să se împace cu voi, asta e. Pentru că este apăsător. Este apăsător ce simte și atracție și tot față de voi. Aici sunteți voi. Ia uite, Marea Preoteasă. Am zis că unul dintre voi, și cred că voi cei care mă ascultați, ați lucrat, de-aia ascultați și tarot, la creșterea voastră spirituală. Și sunteți independenți sau vedeți lucrurile un pic altfel? Un pic altfel. Da? Și îi apasă toată povestea asta. O să se încerce o împăcare. Cam atât deocamdată. Mai vorbim la alte etalări. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa, numai bine. Am pus un pic de pauză, sper că nu se decalează sunetul. Dacă, nu știu, aș vrea să cred că nu se mai întâmplă. Uneori se întâmplă chestiunea asta, altor nu. Mai ales că se apropie Mercur retrograd și deja am făcut o filmare, dragii mei,
nu știu cum o să o refac, care s-a anulat total, dar am păstrat totuși imaginea pozițiilor cărților. Poate o să o refac, poate o să o refac. Ok. Acum. Am niște cărți de arătat. Cei care ați ales numărul 2, da? Au vrut înainte de etalare, au vrut să se arate nebunul, 10 de cupe, spânzuratul, magicianul și 9 de monede. Unii dintre voi ați avut de-a face cu un personaj, așa ați crezut voi, că e nebunatic, că e out of space, în afara spațiului, foarte euforic, foarte vesel, super emoțional, care transmite în jurul său multe emoții, are multe emoții și de multe ori lumea consideră acest personaj, care de fapt e rege de cupe, dragii mei, îl consideră un nebun sau un idealist, să zicem, să folosim totuși un pic de un alt cuvânt, da? Ideea e că în această poveste, poate unul a fost căsătorit, da? Altul necăsătorit. Dar între voi s-au simțit multe emoții. Posibil din cauza căsătoriei unuia dintre voi să, în această poveste să apară niște blocaje, niște greutăți care trebuie depășite, dar cu înțelepciune. Trebuie căpătată iluminarea într-o perioadă de așa zisă stagnare. Și după această stagnare, aș zice cu spânzuratul, care ține de necunoscut și Mercur, ar putea fi perioada de retrogradare a lui Mercur, dar Mercur retrograd intră într-o zonă de umbră și umbra cea mai mare în zodiac este în casa a 12. Oarecum cele două ar putea reprezenta Mercur retrograd, da? Și Mercur retrograd, de fapt, asta îndeamnă la meditație, să analizăm ce și cum a fost greșit înțeles ca să putem manifesta corect în viitor, da? Am feeling-ul că după ce analizați și primiți și inspirația divină în legătură cu această situație, puteți să manifestați ceva nou, ceva deosebit cu acest personaj, care într-un fel sau altul vă inspiră. Bărbat, femeie, nu contează. Ar putea să fie unul și același sau... Oricum, vreți să manifestați... Chiar dacă nu veți manifesta cu ei, inspirația lor vă îndeamnă să fiți altfel. Să vă concentrați pe creșterea voastră, nu doar financiară, ci și spirituală, e totuși un nouă. Femeia este singură. Să vă concentrați un pic și pe independența voastră sau cum vă manifestați independența. Aici e o persoană independentă, da? Chiar dacă ați fi în cuplu, cum vă păstrați personalitatea în cuplu până la urmă? Și dacă ar fi totuși vorba doar de independență, independența aceasta nu înseamnă reușite sau salariu fix și reușite financiare, înseamnă Venus, înseamnă dragoste, dragoste față de voi, discuții spirituale, totuși aici este un Horus, este un Uliu, da? Discuții speciale cu oameni speciali nu înseamnă creștere și vreți să manifestați sau veți dori să manifestați această creștere împreună cu ei, cu acest personaj care e foarte, mie mi se pare fain. Așa, că n-am cum să nu iubesc emoțiile, n-am cum, da? Dar trebuie să înțelegeți ceva. E o perioadă de stagnare necesară unei viitoare manifestări. La capătul setului de cărți, ce aveți? Roata norocului, ia uite. E o întâlnire de destin. Această întâlnire este de destin. Am zis, unul este căsătorit, regele de monede, s-au concentrat pe bani, prea mult, pe reușitele financiare. Celălalt este mai visător și uitați ce frumos este. Împărăteasa și regele de cupe. Dar împărăteasa, pe lângă bani pe care are, ea manifestă abundență, dar abundența nu înseamnă bani în bancă, dragii mei. Abundența înseamnă dragoste, prietenie, generozitate, înțelegere, empatie. E o mare diferență, da? Și acest personaj trebuie să învețe de la această femeie divină, preîmpărăteasă, împărăteasă, da? Să învețe ceva și întâlnirea karmică s-a produs.
Dar deocamdată sunteți în faza în care visați unul la altul. Sau poate mai degrabă voi, depinde ce sunteți, unde sunteți. Hai să mai vedem. Ia uite, diavolul, în situație toxică, da. Sunteți, unde sunteți? Ia uite, fugiți de dragoste, unii dintre voi fugiți de dragoste, dar tot fugind apare trăsnetul, apare trezirea sau separarea, spânzuratul despre care am vorbit, stagnarea, separarea, care este necesară tocmai ca să primiți iluminarea, să înțelegeți că trebuie să vă controlați, chiar dacă aveți emoții, să vă păstrați controlul și eventual, să, dacă aveți griji și stres, să vă păstrați controlul. Unii dintre voi, dacă sunteți căsătoriți și aveți, sau aveți un job, neapărat căsătoriți, aveți un job, o situație toxică, o relație, poate să fiți de, eu știu, părinți cu frați sau în fine, da? O relație toxică, acolo, din cauza acestei relații, nu puteți să manifestați, eu știu, frumosul din viața voastră. Numărul 2. De două ori, trei ori. Acum, înainte să încep să fac crucea celtică, aș vrea să vin și cu un alt mesaj, oracole, mesaj pentru numărul 2. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, vindecare, energie, lucrați cu energia voastră, am zis, mai ales dacă sunteți într-o situație toxică, nu contează unde e o situație toxică și aceea vă blochează, să zic, dragostea, manifestarea dragostei, manifestarea independenței și practicați ceva. Poate aveți de-a face cu cineva, aveți de-a face cu cineva care practică arta, practică tarotul, practică iar arta într-o formă sau altă, muzică, îi place să cânte, să picteze. Da? Să caute în oracole, să lucreze cu energiile, măcar în privința vindecării energetice să vă inspire, dacă nu chiar și a exprimării creative. Deci, trebuie să vă vindecați chakrele, să încercați și altfel de tehnici alternative. Central, regina de spade. Wow, steaua. Provocarea este... Dacă sunteți prea logi, deși în general cei care ascultă tarotul nu sunteți, da? Probabil că aveți totuși în sufletul vostru un personaj, în cazul în care nu sunteți voi, sau dacă ascultați pentru prima oară, da, să zicem că vi se potrivește, da? Dacă ascultați tarotul pentru prima oară, sunteți la primele audiții și aveți tendința să fiți rațional logici. Dar eu zic că totuși în sufletul vostru, dacă sunteți rațional, trebuie să învățați să credeți. Apoi, să aveți, să vă vindecați sufletul de, de niște cuvinte care au fost spuse. Să vă hrăniți sufletul cu apă și cu emoții. Acum, dacă e altcineva, un personaj mental, care, față de care simțiți ceva, trebuie să vă vindecați. Apare eventual alt personaj care vă inspiră cum să vă vindecați. Vedem. Lumea, interesant, paletul de cupe, da, pare cineva a spus capăt, poate să fie un divorț pentru cineva, pentru unii dintre voi, un divorț, a spus capăt unei povești, vreți să divorțați pentru că a venit în viața voastră un personaj care vă îndeamnă la vindecare, vă inspiră la vindecare, vă aduce multă bucurie, cum am spus chiar mai devreme. Viitor, trebuie să plănuiți, da? Să vă plănuiți viața. În prezent, iau, te-am zis de divorț, justiția, regina de spade, lumea și provocarea este să aveți credință că veți găsi măcar pe cineva care a fost așa cum a fost personajul despre care am vorbit mai devreme sau eventual că vă puteți împăca cu personajul respectiv dacă acum este o problemă, stagnarea respectivă despre care am zis. În prezent, justiția. Trebuie să fiți în echilibru, într-adevăr. Dar ce înseamnă echilibru? Echilibru nu înseamnă doar minte, da? Nici doar suflet, undeva la mijloc, da, aici.
Sfatul. 10 de bute. Vedem ce înseamnă. 10 de bute pentru mine e o căsnicie epuizantă, din care unii dintre voi încercați să vă eliberați deja, sau un job, evident. Exterior. 9 de bute. Aici este un blocaj. Cineva vă blochează. Poate este personajul de care vreți să vă eliberați. Vedem. Asul de spade este poziția fricilor. Aveți aici o teamă că nu veți avea victorie, dar mai ales în justiție, eu știu, dacă e vorba de un copil. E o teamă. E o teamă că nu puteți înțelege ceva. E o teamă. Poate este vă e teamă de acest personaj care este mai tăios, dar fiți în echilibru. Fiți în echilibru. De-aia vi se zice energy healing, da? Vindecați-vă energia ca să găsiți soluții. Ce vă doriți, cavalerul de cupe, personajul despre care am vorbit mai devreme? Pe de o parte, vreți să și... Da, vreți un pic de romantism, vreți un pic de romantism, de sensibilitate, vreți oameni sensibili pentru că ați avut oameni mai duri în preajmă. Ce reușiți, uf, ce reușiți să fugiți de cine? Uf, mai, mai, ce am văzut mai devreme? 7 de spade, turnul, împăratul. Dacă fugiți de dragoste, mai rău faceți. Mare grijă, mare grijă, mare grijă să nu vă păcăliți. Mare grijă, dragii mei. Încercați să nu acordați atenție acestui personaj de care vă e frică. Eventual, acest personaj vine, iar vă păcălește. Vă este teamă că nu se manifestă dreptatea. Uf, nu știu de ce am așa o reținere. La nivelul inimii simt așa o presiune la această etalare. Nu întâmplător, provocarea este steaua. Să vă vindecați, să ascultați de personajul despre care am zis mai devreme, care vă inspiră. Mura? Murița? Murița? Da, este... Nu prea îmi place mie cum arată. Încerca să nu fugiți de dragoste. La capătul setului de cărți iau Regina de Cupe. Pe care ați întâlnit-o eventual la un drum. 6 de spade, 6 de băte. Am zis sau nu sunteți căsătoriți? Unul dintre voi aici, cred că voi sunteți aici, că vouă va apărut justiția, regina de spade. E o căsnicie. Pe de altă parte, wow, marele preot și marea preoteasă, acest personaj și cu steaua, acest personaj care vă aduce dragoste și emoții și inspirație, de care... Eu simt un profesor spiritual. N-am cum să nu simt chestia asta. Dacă e o căsnicie în care unii dintre voi aveți niște probleme legale în justiție, uitați, apăsătoare, apare cineva, a apărut deja în viața voastră un personaj care vă vindecă, vă inspiră într-o nouă direcție, într-o direcție spirituală, vă inspiră, măi, vă inspiră să căutați și din punct de vedere energetic. Dar evident că eu acum așa citesc, dar acum... Sunteți bruiați, clar, așa cum am fost și eu bruiată. Sunteți bruiați. Mare grijă. Mare grijă. Hai să las totuși turnul și împăratul. O separare. Împărat ce stă împărat. Par aceste griji. Vai, vai, vai. Da, căreia trebuie să-i puneți capăt. Deci cu cât fugiți de acest final, cu atât vă îngreunați viața. Trebuie să puneți capăt unei relații nedrepte, reci, în care se vorbește într-un anume fel, lipsit de empatie. De-aia vă doriți oameni, de-aia a apărut acel personaj despre care am zis chiar de la început, după moarte, dar probabil că mai spre noiembrie, dacă moartea ține de scorpion, da?
Sau cine știe după cât timp pare faetonul, dorința de a merge către acest personaj. Ia uite, să vă luptați, ia uite, să vă luptați. Vai. Și să vă împăcați după ce ați plâns. O să plângeți. Dacă nu îmbrățișați acum dragostea, cu cât amânați o să fie mai, sau personajul acesta o să fie mai greu, pentru că faetonul, v-am arătat cărțile, da? Merge către stea. Și o să căutați acest personaj mai devreme sau mai târziu. Nu știu. Dacă nu l-ați întâlnit, o să apară, da? Clarificăm. Mai nu știu de ce am așa o apăsare. Clarificăm regina de spade pentru numărul 2. Tată. De 2 ori. De 3 ori. Doi de cupe. Aici este. Ai, acum se va schimba un pic mesajul, dar rămâne valabil și primul. Ia uite. Vreți să comunicați în sufletul vostru, simțiți multe emoții pentru cine am zis mai devreme, da? Și vreți să comunicați acestea, da? Mai ales după, ia uite, Mercurul ăla despre care am zis mai devreme. Vreți să comunicați atracția, emoțiile pe care le aveți pentru acest personaj. Să vă ajute Dumnezeu. Clarificăm steaua, te rog frumos. Oh, deja a vrut să se arate. Aici e eremitul. Steaua aceasta rămâne în însingurare. Amândouă sunt două cărți. Eremitul caută steaua, da? Steaua aceasta în continuare își caută lumina sau să-și întregească lumina. Eventual se însingurează față de voi. Dar steaua și eremitul este iar un profesor spiritual, un personaj care are o misiune. Are o misiune. Și de căuta lumina, dar și de oferit lumina. Eventual, eremitul înseamnă și tăcere. Se pune o tăcere și aici este provocarea. Să exprimați ceea ce simțiți dacă vreți să rupeți această tăcere și această răceală. Ia uite. Să vă implicați în colaborare, în comunicare, să alegeți această implicare, da? Să nu fiți rece, regina de spade și regele de spade, da? Să nu fiți reci, raționali, meditativi, nu, se cere acțiune, implicare, creativitate, da? De cineva care lucrează creativ și avem aici, ia uite. Ați văzut, da? Vă aduceți aminte. Creativitate, am vorbit despre asta chiar de la început. Acum, clarificăm. Uf! Justiție. O dată. De două ori. De trei ori. 8 de cupe. Cineva pleacă, se detașează de această situație pentru că simte că e o chestiune toxică, am discutat, am arătat mai devreme, și își dorește echilibru. Încearcă să se elibereze de karmă, în sensul că să se curețe. Pentru mine e cartea curățărilor energetice, despre care am mai vorbit și o să mai vorbesc. Probabil că la luna nouă în Scorpion se va putea manifesta într-un fel sau altul justiția divină, echilibru, vindecarea, eventual. Dar, pe de o parte, dacă sunteți într-adevăr cu un divorț sau niște probleme legale, detașați-vă și concentrați-vă pe 9 de cupe, pe ce ați învățat sau ce v-a arătat personajul despre care am vorbit mai devreme. Dacă nu a apărut, va apare, dar după cum spun cărțile, deja este în viața voastră. Clarificăm 10 de bute ca și sfat. Despre ce e vorba exact? 10 de bute odată, de 2 ori, de 3 ori. Ia uite, s-o luați de la 0. Aici este. Vedeți? Am vorbit, repet, de situațiile toxice. Dacă încercați să împărțiți și capra și varza cu acești 7 de spade, o să faceți și mai rău. Trebuie să o luați de la 0. Mă oprește-te, te rog frumos. Ia uite, e regele de cupe, regina de cupe. Trebuie să manifestați dragoste. Echilibru emoțional, dragoste divină. Asta trebuie să manifestați.
să ieșiți din stagner, din problemele de cuplu, care se vor manifesta în continuare cu cât fugiți de repede, dacă fugiți de dragoste, dragii mei. Aveți o dragoste aici în suflet. A venit un suflet pereche. Pentru cât timp a venit, nu discutăm acum. Dar a venit să vă arate ceea dragostea, emoțiile, creșterea spirituală, să vorbească despre energie, despre creativitate, da? Despre stele. Clarificăm, te rog frumos, 9 de bute, influență exterioară odată, pe 2 și de 3 ori. Deja vor să se nu smulte. De 3 ori, hai să vedem, am văzut regina de bute, roata norocului. Un blocaj un pic în această întâlnire de destin, care deocamdată este blocată, ori de ei, ori de altcineva, este blocată. Deci roata norocului este întâlnirea de destin cu acest suflet pereche, da? Care a venit să vă schimbe viața. Asta este misiunea lor. Ideea este că această roata norocului este un pic blocată. Până se rezolvă lucrurile despre care am vorbit, până unul dintre voi, în mod special, voi încerca să nu mai fugiți, da? Să nu mai căutați atâta controlul. Am arătat că după împărat dați normă, apar stres și alte probleme. Cărțile pe care le-am văzut mai devreme, Moartea, Faetonul și cuplul acesta puternic. Acestea se vor manifesta după transformare. Deblocajul se va manifesta, mai bine zis că faetonul nu mai e blocat, dar merge. Merge și se luptă și transformă. Deblocajul acestei relații karmice de destin, în sensul nu karmă negativă, să zic darmice, mai bine zis. Da? Am zis că cineva pleacă și apar blocajele în această karmă. Pentru că în prezent, nu știu, vă rog, confirmați-mi, unii dintre voi stați cu cine nu trebuie, că sunt părinți, că sunt frați, că sunt colegi de muncă, stați într-un loc toxic și nu, vă îndepărtați de... Hai mai dăm o carte pentru roata norocului. Vă îndepărtați de potențialul vostru spiritual odată. De 2 și de 3 ori. Ia uite, îndrăgostiți. Aici este. 2 de cupe. Sufletul acesta. Sufletul pereche. Da? Care a venit în viață ca să vă facă să vă îndrăgostiți. Iar semnul gemenilor, da? Și blocajul. Cineva? Influență exterioară. Ar putea pentru unii să fie acest împărat, să fie alte, deci blocajul în sine, da? Să se manifeste, nu o să e prin detașarea sufletului pereche sau însingurare sau, da? Ar putea acest blocaj al acestei povești foarte frumoase, roata norocului și îndrăgostiții, să fie reprezentat, deci am zis mai devreme, da? Grijile pe care vi le faceți dacă fugiți de, da? Uf. Aici este judecată. E la locul de muncă sau trebuie, uite, pentru această dragoste trebuie să munciți. Această dragoste vă renaște, vă scoate din energia despre care am vorbit mai devreme. Vă duce într-o nouă direcție. Clarificăm asul de spade în poziția fricilor odată. De 2, de 3 ori. Aici 4 de bâte. Aveți pe cineva acasă. Și vă este teamă de cuvintele care se manifestă acolo, cum am zis mai devreme cu regina de spade, dar pe de altă parte, vă este teamă că nu veți avea victorie în acest cuplu special, suflet pereche, flacără geamănă. Pentru că știți că aveți niște probleme. Uite, sunteți legați, simțiți că sunteți legați, că nu găsiți soluții. Că vi se blochează fericirea, iar comunicarea. Clarificăm cavalerul de cupe odată, de două ori. Sunt niște probleme acolo de comunicare. De trei ori. Ia uite soarele. Mai, și am văzut 2 de spade pe soare mai devreme, da?
deocamdată, la un moment dat sau deocamdată, nu se va comunica cu acest personaj pe care vi-l doriți de altfel. Vi-l doriți. Este fericirea voastră. Da, cel despre care am vorbit. Și nu mai dau zodii, pentru că e aiurea să dau zodii, da? E un personaj frumos. Care vă face să vibrați. Eventual, ia uite, 9 de monede, regina de cupe. Da? Emoțional, 9 de cupe, ia uite. Independent. Dar, am zis, unii dintre voi ori sunteți căsătoriți, ori aveți alte, eu știu, probleme de tradiție, de cultură, de religie și trebuie să vă luptați foarte mult pentru acest personaj. Doi de câte, te rog, o dată. Clarifică de două ori. De trei ori. Ia uite, 10 de monede. Aici. Alegeți, ce alegeți? Banii? Că aici să dacă alegeți banii, v-ați păcălit pe voi. V-ați păcălit pe voi dacă alegeți banii, controlul, tradițiile. Da? Vă păcăliți. Și se rupe întreaga construcție. Mai devreme sau mai târziu se rupe, pentru că începe criza, dar sunt multe probleme. Nu alegeți banii, dragii mei. Nu alegeți banii, nu alegeți îndoctrinările, tradițiile învechite. Nu. Nu. Alegeți dragostea, alegeți soarele. Alegeți creșterea spirituală, sufletul pereche, oamenii care vă... Ia uite. Da, a fost clarificat de această luptă. Aici sunteți. Trebuie să alegeți. Între tradiție, casă, carieră și acest suflet, care vă dă întreaga viață peste cap. Mai, mai. Deci, nu știu ce îmi vine să. Adică, nu că vine să. Chiar sufăr acum pentru voi. Clarificăm 7 de spade. O dată. De două ori. De trei ori. Așa a fost. Ia uite. 3 de cupe. 3 de cupe. A fost clarificat de 3 de cupe. Mai dăm o carte. Ce acest 3 de cupe? Dacă fugiți de bucurie, nu fugiți de bucurie. Nu fugiți de întâlnirea cu sufletul pereche, da? 2 cupe se contopesc într-una. Ia uite, doi, da? Nu fugiți de așa ceva. La capătul setului de cărți, 10 de cupe. Nu fugiți. Ia uite, de împărăteasă, 10 de cupe. Mai, mai. Poate e prea mult pentru voi, dar nu fugiți, dați-vă timp, dar nu fugiți, pentru că odată ce fugiți, se blochează totul. Mai dăm o carte în acest context odată, de două ori, de trei ori. Ia uite, aveți multă pasiune. Aveți multă pasiune, multă atracție sexuală, multă bucurie și tocmai intensitatea aceasta vă face să vă înfricoșează. Acum, poate nu sunteți voi, poate sunt ei, dar hai să vedem totuși. Ce e acest turn? Clarifică în turnul o dată, de două ori, de trei ori. Și ia uite, regina de cupe. Dacă mai, 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 mai. Eu cred că această dragoste vă dă întreaga viață peste cap. Turnul clarificat de cavalerul de bâte. Am zis, cu cât fugiți de această pasiune, cu atât veți simți, veți avea trezirea, da? Spirituală. Veți înțelege că dacă apare o separare, dacă fugiți unul sau altul, da? Apar blocajele și separarea, da? Pasiunea crește și va trebui să-i, tu chase, da? Să-i căutați voi. Acum încă sunt în preajma voastră. Dacă lăsați să se dărâme întreaga construcție, va trebui să-i căutați, să vă luptați pentru acest personaj. Clarificăm împăratul odată, de două ori, de trei ori.
Am văzut, aha, interesant cum vine mesajul. Da. Va trebui să-i cuceriți. Am zis de cucerire? Apare iar cucerirea. Și va trebui voi să deveniți, dacă sunteți bărbați în mod special, bărbatul divin, pentru că am văzut mai devreme împărăteasa. Da? Împărăteasa, preîmpărăteasa. Acum, din ce motive se va întâmpla o separare? Că sunt alții care pun bețe în roată, pentru că sunt alții care bârfesc și își bagă coada, posibil și asta, mare grijă, pentru că simt că voi aveți o mare bucurie și o mare pasiune către altcineva și poate aceste minciunele și strategii vor fi chiar acasă, chiar în preajma sau printre colegi invidioși, da? E destul de greu de stabilit. De unde vin exact blocajele și problemele? Dar aici este. Ia uite, asul de cupe. Trebuie să vă recuceriți dragostea. Unii v-ați tot încercat să munciți în cuplu, în relația veche, în care v-ați tot muncit, tot încercat să lipiți petice peste petice la această relație. Și tot ați ales-o, ați ales-o, dar alegeți dragostea. Cu cât amânați dragostea, cu atât va fi mai greu să o câștigați. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Sper că n-a fost de cala sunetul. Ceau, ceau! Bună seara, dragii mei! Continui prezentarea cu cei care ați ales numărul 3. O să încep, înainte de toate, să caut un sfat, un oracol, o carte care să vă prezinte energia generală. O dată, numărul 3, de 2 ori, de 3 ori și apoi tăiem. De 2 ori, de 3 ori. Pentru octombrie, o situație, o problemă sau mai multe, vedem. Ia uite ce frumos, cărți de oracole, căutați un pic la acest tarot, la această etalare înseamnă, poate și la altele, evident. Călătorie, interesant, călătorie, studiu. Unii dintre voi vreți să studiați ceva legat de spiritualitate, interesant. Dar apare această călătorie. Ori vine cineva, oricineva vine în viața voastră sau voi trebuie să faceți un drum și vă orientați un pic. Poate cineva. Vedem ce legătură are. Vedem. La capătul setului de cărți aveți temperanța, interesant, regele de spade, turnul. Încercați să fiți rațional după o separare de un suflet pereche față de care simțiți extrem de multă pasiune. Poate a fost o altă tentație care a apărut în povestea cu sufletul vostru pereche și tentația în sine a adus separare. Și trebuie să fiți rațional și trebuie să vă, sau a trebuit să vă temperați. Vedem. Hai să mai amestec o dată. Da, nu, că sunt amestecatele, tai. Dată de 2 ori, de 3 ori. Numărul 3, central. Oh, 6 de cupe. Da, un suflet pereche. Vreți să vă împăcați cu acel suflet despre care am zis mai devreme? Un suflet pereche care, chiar dacă sunteți la distanță, că văd călătorie, care comunică cu voi telepatic, îi simțiți că ați mai fost împreună, căutați prin cărți de tarot, de oracole, povestea voastră sufletească din viețile anterioare, eventual. Ia uite, 5 de spade. Ori aveți invidioși în preajmă, ori aici este un conflict de. Oh, asul de cupe, mai, mai, asul de cupe în trecut, trecutul îndepărtat. Am zis, sufletele perechi, da? Și a apărut cineva, o intrigă. Am văzut tentația, am văzut și turnul.
Au apărut niște probleme. În ultima vreme a fost dorința de a exprima. Ah, da, poate să fie tentația. Deci, cupele reprezentând asul de cupe, sufletul, cele două cupe pe care le-am văzut mai devreme, sufletul pereche și voi. Și regina de băte să reapară sub forma acestui vale de băte. O tentație, atracția, pofta față de altcineva v-a îndepărtat de sufletul vostru pereche și a apărut conflictele. Pe de-o parte, puf. În viitor apare asul de. Aute. E frumos, apare asul de bâte în viitor. Vreți să materializați această dragoste care a fost provocată de mulți, de multe situații. În prezent vă faceți griji și voi, dar și ei, să știți că dacă e legătură telepatică, și ei își fac griji pentru acest bruiaj. 5 de spade. Sfatul este, iau-te, să judecați și numărul 1 având în aceeași poziție. Poate seamănă cu numărul 1. Căutați acolo dacă vreți. Dar nu e obligatoriu, că totuși sunt diferențe. Judecați, iar dorința de împăcare în sufletul vostru, vreți să vă împăcați cu acel suflet pereche, cu acea mare dragoste. Semn de apă, în sensul că marcaj, poate să fie ascendent, poate să fie lună, peștrac, scorpion. Sau aici este exterior. Aveți invidioși, aveți mincinoși, cineva vă influențează total greșit. Total greșit. Wow. În această poveste. Uai, ai, ai. De ce vă este teamă de nebun? Să o luați de la zero. Hai, mă, oamenilor. Ce vă doriți? 5 de băte. 5 de băte vă doriți. Să vă luptați cu aceștia care. E bine, dacă îi știți, cei care sunt și vă influențează negativ, luptați-vă. Ce reușiți să faceți? 3 de monede, să construiți ceva deosebit. Apare și un as de monede. O să și clarific. Să construiți, să mergeți, să cuceriți. Ia uite, o nouă lume, eventual să vă împăcați. Să vă împăcați. Dacă e un al treilea element, foc, aer, în ce sens? O tentație în care ați simțit că v-ați păcălit și v-a creat mai multe probleme decât ați fi crezut, vreți să-i puneți capăt. Vreți să-i puneți capăt. Dar în viitor apare un as de monede. Asta înseamnă că se va manifesta o nouă relație, eventual, pentru că e pe vertical, acest as de cupe și împăcarea cu sufletul pereche se va manifesta la un moment dat, în viitor. Dacă încercați să nu mai vă e fri, să nu vă mai fie frică de acest zero și să o luați la zero, și aici e tot un zero la lume, da? Este zero, lumea e ultima arcană și zero este prima. Este frică de început și de sfârșit, nu? Aici este o problemuță. Alunecă. La capătul setului de cărți, valetul de cupe. Aici este împăcarea. Împăcarea. După o perioadă de mare suferință, 9 de spade încă se simte în prezent, da? 10 de spade. Cineva a încercat să aibă control, să se controleze. Eventual cineva a încercat să vă controleze, că vă și 7 de spade și 5 de spade. Mare grijă. Pe cine permiteți sau. Da, pe cine permite să influențați? Să vă lăsați influențați, pardon. Astea sunt foarte lucioase. Clarificăm, te rog frumos, 6 de cupe. Central pentru numărul 3. Uf. Ce dragoste provocată odată, de două ori, de trei ori. Ia uite, cavalerul de spade. Cavalerul de spade.
Acesta este un eveniment, o întâlnire neașteptată. Această dragoste, această întâlnire cu sufletul vostru, perechea a venit ca un trăsnet. Da. Dar în această dragoste au apărut și discuții. Cineva și-a băgat coada și a adus multă dezamăgire. Ia uite, 3 de spade, 4 de spade, 9 de cupe totuși. Faetonul, 9 de cupe, 10 de cupe. A fost frumos. Ați simțit multe emoții. Ați simțit că ați merge până la capătul lumii cu acest personaj, dar au apărut ori niște vești, ori niște discuții, ori niște bârfe, da? Bârfe cu 5 de spade, care au adus dezamăgirea. Clarificăm 5 de spade. Dar oricum, dragostea a apărut ca un trăsnet. Dată, de 2 ori, de 3 ori. Uf! Ce să mai e? 3 de bâte. Pe de o parte, am zis, au fost discuții, au fost intervenții, dar pe de altă parte, conflictul este că este o distanță, apare și lumea și 3 de bâte. E o distanță între voi. Aici este marea problemă. A voastră sau din punctul vostru de vedere, e o distanță. Și din cauza că sunteți la distanță, trebuie să relaționați cu alte personaje, care personaje nu sunt ceea ce v-ați dori. Pe de altă parte, provocarea este să schimbați, cinci înseamnă schimbare, da? Și schimbați, să ieșiți din acest stres mental și să începeți să sperați. Să sperați. Eventual să vă faceți niște planuri de călătorie. Aici este un stres al vostru, eventual, pentru unii dintre voi. Vă stresați cum să călătoriți înspre, eu știu, patru, de a trei, merge către patru, către sufletul vostru pereche. Pentru că aveți multe emoții, da? Chiar dacă nu le spuneți, v-ați transformat în distanța, tăcerea care a fost între voi, v-ați transformat. Mura, lasă nuca aia, te rog. Asul de cupe, sunt foarte curioasă ce este odată. De 2 ori. Lasă cupa, Mura. De 3 ori. Ia uite, 7. De... Da, această poveste a intrat în așteptare. Are... Aveți de așteptat în materialitate, 7 și cu 1, 8, în materializarea și transformarea, 8 înseamnă transformare, transformarea acestei povești. Aveți de așteptat și voi și ei, da? Trebuie să fiți răbdători, precauți, să munciți în grădina sufletului vostru și a lor și al vostru, da? Ca să puteți manifesta această dragoste. Și într-un mod practic, într-o relație, 7 înseamnă relație, da? Nu doar emoții, dar și relație. Pe de o parte. Pe de altă parte, iar interesant, iar apare tentație. Tentația la locul de muncă. Pentru unii dintre voi a trebuit să puneți această dragoste în stand-by, voi, ei, vedeți că unde sunteți, din cauza unei tentații a voastre sau a lor la locul de muncă. Și a intrat, repet, relația în așteptare. În așteptare. Clarificăm valetul de bute odată. Ce să mai e? O tentație în secret. Pe de-o parte, da? Marea preoteasă și valetul de bute. Pe de altă parte, în ultima vreme, asta e un mesaj, pentru că transmit mai multe mesaje din aceleași cărți. În ultima vreme, am zis, aveți legături telepatice cu acest personaj. Încercați să le transmiteți pe cale prin vise, eventual, pasiunea pe care încă o simțiți față de ei. Atracția. Ei, nu întâmplător am zis, ia uite, e o călătorie, e o distanță între voi. Și vă apasă foarte mult distanța, pentru că simțiți multă, ia uite, soare, rege de foc, simțiți multă, multă atracție. Dacă a fost o tentație în secret și tentația a devenit apăsătoare, găsiți-vă poziția unde sunteți. 9 de spade odată, de 2 ori, de 3 ori. În prezent, ia uite. Asta e. Mai, că e tentație, că nu-i tentație, dar eu zic că și față de sufletul pereche aveți multă atracție, așa simt.
Pentru unii poate n-a fost nicio tentație, poate a fost, au fost alte probleme. Am zis, oameni care și-au băgat nasul, invidioși și bârfitori, orgoliu cuiva, sunt multe motive, da? Dar în prezent, atracția asta pe care o simțiți vă dă nopți albe, vă chinuie. Vă chinuie. Ia uite, sunteți voi. Trei regine, 7 de cupe. Visați încă. Cum să comunicați cu acest personaj față de care sufletul vostru pereche, da? Față de care simțiți atracție, emoții, valoare, lucruri pe care nu le-ați simțit față de alții. Pentru unii s-ar putea în prezent să aveți totuși un personaj gelos care vă creează probleme. Clarificăm judecata. De două ori. De trei ori. Uf! Ia uite. Ah, ce frumos. Nici n-am vrut să mai... Regele de cupe a fost clarificată de dragoste necondiționată. Gândiți, ia uite, la acest personaj care vă umple sufletul. Judecați. Încercați să vă împăcați. Asta este judecata și 6 de cupe amândouă înseamnă împăcare. Dacă până acum regele de cupe nu își arată prea multe emoții, dacă nu ați arătat, aici judecați cum să faceți ca să cuceriți sau să recuceriți. Ia uite, este un drum. Trebuie să munciți ca să faceți un drum. Să veniți înspre ei. Ia uite, cavalerul de cupe, să exprimați, am zis, să exprimați dragostea. Să schimbați energia asta, care a mers foarte încet. Cavalerul de monede. Da, vreți stabilitate, vreți să se manifeste, dar prea încet. Trebuie să schimbați un pic viteza și eventual să exprimați și emoțiile, să munciți, să faceți rost de bani, eu știu ce să faceți, ca să călătoriți iar travel, da? Să călătoriți înspre ei. Pentru că există multă dragoste în prezent. Oricum, dragostea aceasta vă renaște și vă transformă, da? Clarificăm 7 de spade odată, de 2 ori, de 3 ori influență exterioară. Oh, mai. Oare cum seamănă cu ce am zis? E posibil în preajma voastră, pe lângă toate mesajele pe care le-am spus, să aveți un personaj gelos, dominator, da? Sau o situație, că e job, că e acasă, voi știți unde este, da? Care vă obosește. Vă obosește. Vă păcăliți stând în această relație. 7 de spade. Vă păcăliți. Sau cineva vă păcălește și vă mai pune încă o responsabilitate, încă ceva de făcut și nu mai reușiți să plecați și să manifestați, eu știu ce ar trebui să manifestați, la dragostea aceasta, asul de monede, asul de cupe, da? Și adaug în acest 7, 2 de 7, adaugă în amânarea asului de cupe. Da, acasă se întâmplă, 4 de băte. Acasă se întâmplă, acolo e o luptă, acolo sunt niște probleme, niște cupe goale. Acolo e problema. Acasă. În casa în care stați. Cu o fie a părinților, cu o fie a bunicilor, cu o fie a, eu știu, prietenilor, a soției, a cui o fi, sau soțului, acasă, în casa în care stați. Acolo sunt. Acolo e consumul de energie, acolo sunt responsabilitățile, acolo vă mințiți și sunteți mințiți. Aici este influența aceea negativă despre care am zis mai devreme. De care ar fi bine să vă detașați, să plecați, în sensul că iar e călătorie, să călătoriți către zări mai bune. Clarificăm nebunul, te rog, frumos, o dată, de 2 ori, de 3 ori. V-am zis că am făcut o etalare ieri și s-a anulat total. Aici temperanța. Vă este teamă. De ce vă este teamă?
Această vindecare prin care trebuie să treceți, de această așteptare, de uite, așteptarea asta. Pe de o parte v-ați obișnuit cu ea, pe de altă parte trebuie să ieșiți din această temperanță, să o luați de la zero, să riscați un pic. Dar, evident, riscați, vindecați. Vindecați, ieșiți. Da? Nu vă duceți răniți și epuizați să vă umple cineva cupele, nu. Vindecați-vă și ieșiți din lumea aceea veche ca să manifestați asul de cupe și asul de monede. Ia uite, 10 de spade, aici e vindecare. Încheiați acest ciclu cu personaj, am zis, cu personaj care vă domină. Poate aveți un copil, din cauza asta vă șantajează emoțional. Uf. Clarificăm 5 de băte, te rog frumos, o dată. De două ori. De trei ori. Roata norocului aici este. 5 și 10. Interesant, da? 5 este, 5 ori 2 înseamnă 10. Trebuie să schimbați, dar și 10 înseamnă și roata care se învârte, da? Să schimbați energia în octombrie. Trebuie să fiți eventual mai creativi, mai combativi, da? Aici aveți 10. Reduceți din acest 10 și treceți la 5, adică mai lăsați din responsabilități ca să aveți energia să vă luptați cu cei care vă creează probleme. Uf, ce vă doriți, da? Să vă luptați, să vă schimbați norocul, destinul, să vă ajute Dumnezeu, Doamne, ajută. Să vă atrageți acea întâlnire de destin cu sufletul vostru perechi, care încă e sufletul vostru. Deocamdată este tăcere, este înțelegerea, analiză a unei moștenire, a unei familii, a unei căsnicii. Este și dorința de a merge într-o nouă direcție, înspre stea, înspre destinul vostru. Nu a apărut steaua, dar a apărut eremitul care caută steaua, a apărut faetonul care caută steaua. Avem o roată a norocului care reprezintă întâlniri speciale, timp divin. Clarificăm asul de monede o dată, de două ori, în viitor, de trei ori. Asta e faetonul. Mergeți către destinul vostru. Iar călătoria, da? Probabil că unul dintre voi dă în cărți, studiază cărțile. Clar că voi, dacă ați ascultat, sunteți. Vă reprezintă, da? Dar vreți să mergeți, să manifestați? Nu, musa e o nouă mașină. Poate și asta. Dar o călătorie, iar călătorie. Și acea călătorie, ia uite. Da, lăsați în urmă oamenii care. Personajul care încearcă să vă controleze cu copilul, cu lacrimi, cu confuzii, cu dureri. Îl lăsați în urmă. Vă creați o nouă viață, o nouă casă, vă căutați o nouă casă, un nou job. Să vă ajute Dumnezeu. Și uite, așa poate încet, încet atrage și dragostea aceasta care a rămas în stand-by, se va manifesta într-un fel sau altul. Clarificăm 3 de monede. O dată. De două. Uf! Aici este. Acasă e o tăcere, acasă e un întuneric pe care trebuie să-l înțelegeți, să-l analizați. Și trebuie să puneți bariere în fața cuiva de acasă. Și când zic acasă, repet, poate să fie mamă, tată, frate, soră, rude, vecini. Soț, soție, evident. Trebuie să învățați să puneți granițe, că ia uitați ce se întâmplă, am zis mai devreme, ia uitați ce se întâmplă acolo. Cărțile arată, dacă simțiți că nu vă reprezintă, căutați alt număr, eventual altă etalare. Dar, ia uite, 3D, moneda a fost clarificat, da. Pentru cine munciți, pentru cine construiți, se merită sau nu se merită? Cavalerul de bâte, te rog frumos. Uite, am zis că se lasă cu lacrimi. Cavalerul de bâte. O dată. De două ori. De trei ori. Cavalerul de bâte și șase de bâte.
Poate aveți pe cineva acasă care vine, pleacă, vine, pleacă, vă atrage, vă seduce, nu știu, posibil pentru unii să aveți un narcisist care vă face să lucrați pentru ei, să mai picați în... să vă mai tenteze cu câte o bâtă, cu câte un foc, o flăcăruie, n-aș spune foc. Dacă e așa ceva, încercați să puneți capăt, să încheiați acest capitol. Pe de altă parte, cavalerul de bâte înseamnă, dacă învățați să puneți granițe acestor oameni care vă creează probleme acasă, vă simțiți singur acasă, remitul cu patru de bâte, vă simțiți singur acasă. Tot timpul defensiv, tot timpul trebuie să vă apărați. Da? Atunci, ce înseamnă? Și tot timpul să munciți. Da? Dar interesant, aici nu se mai știe dacă se pune această monedă sau se dă jos. Am senzația că... Interesant, apare în viitor asul de bâte, da? De monede, pardon. Am senzația că vă luați o monedă, vă luați o parte a voastră și încercați să o duceți în altă parte, să vă creați o nouă lume, o nouă viață, o nouă casă. Și pentru asta aveți nevoie de încredere, cavalerul de bâte, da? 6 de bâte, iar încredere și să munciți la locul de muncă. 6, să atrageți atenția, să fiți creativi, să fiți plini de pasiune, da? Ca să faceți călătoria vieții voastre sau ca să încheiați, iau-te, am zis 2? Ce frumos, da? Uite, alegeți. Transformare în spate. Ia uite și steaua, e un personaj independent, sufletul vostru pereche, probabil că vă așteaptă independent. Steaua și nouă preîmpărăteasă, la care gândiți, meditați, regele de spade. Da? Steaua, tot sperați. Clarificăm lumea odată, de două ori, de trei ori. Asta e. Analizați. Cum manifestați cupa aceasta care a rămas în trecut, iau-te, aici, în trecutul îndepărtat, aici, ocazia aceasta pierdută. A trebuit să dați în stânga, în dreapta, iau-te. Această împărăteasă ar putea să reprezinte femeia voastră divină sau partenerul vostru divin. 10 de cupe, da? Dar din cauza unor contracte, orice însemnând de aceste contracte, inclusiv căsătorie, dar nu obligatoriu, poate să fie job, poate să fie colaborare sau... chiar o relație de scurtă durată cu cineva e un contract care vine dintr-o altă viață, da? Datorită unor contracte s-au produs niște amânări, niște dezechilibre. Dar aici este. Pentru ecofizodi, dar nu țin musai să... nu. Regele de spade foarte inteligent și plănuiește în această carte plănuiește cum să călătorească, cum am zis mai devreme, și aici este, dar fiți în echilibru când plănuiți, nu în stres. Cum e aici? Aici e stres. 5 de spade, pentru că știți că sunt unii care, da, nu mai fiți stresați ca să se manifeste. Noua lume, călătoria aceasta. Hai, mai dăm totuși ce acest as de monede. De două ori. De trei ori. Ah, ce frumos! Ce mă bucur că am îndrăznit. 2 de cupe. Am zis? Doamne, bucurați-vă și voi că eu nu mai pot. Deci gata, mă... uf! Da, împăcați-vă cu sufletul vostru pereche. Vai, ce frumos! Vă pup, vă îmbrățișez dacă puteți. Da, sunt multe, multe rând din cauza distanței, din cauza imposibilității de a alege. Din cauza. Adăugați câte cauze vreți voi, dar fiți înțeleți, plănuiți această călătorie, încheierea ciclului, da? Mai ales problemelor despre care am discutat, ca să puteți manifesta o nouă lume. O nouă lume. În dragoste. Și
rezistență și înțelegere cu sufletul vostru pereche. Vai ce mă bucur că a apărut doi de cupe, vai ce mă bucur! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!